E un moment magic cu garda felină de la Disney Junior. Când Jasiri ajunge în zona lui Gianja, e în mare primejdie. Gianja! Măi, e chiar Jasiri. Parcă ți-am spus să nu vii în zona mea. Treceam doar pe aici. Pleacă! Sau trebuie să te gonesc chiar eu? Mult curaj de la cineva care e singur pe aici. Bine, o iau prin altă parte. Deci, v-ați dat seama că doar trei dintre voi n-au nicio șansă în fața mea. Haideți, băieți, să-i amintim lui Jasiri ce se întâmplă când cineva vine în zona noastră de periferii. Doar atâtea hiene ai, Gianja? Jasiri? Eu primul! Cine mai e? Gata cu glumele astea! Kion! Ce cauți aici? Am venit să te ajut! Dacă spui tu, dar fac ce vreau cu ei! Da, se vede! Kion, în spate! Foarte bine, Jasiri! Mersi! Nu ești rău nici tu! Pentru un leu! Oh-oh, cred că ne-au încolțit! V-am prins acum! Jasiri, în spatele meu! Acum! Ce? De ce? Crede-mă! Nu pot să cred că ascult un leu! Nu știu ce cauți la periferii să ajuți o hienă, Kion, dar e ultimul lucru pe care îl faci. Pe ei, băieți, v-am prins acum! Zama, Kion are probleme! Haideți, băieți! Uite cum pleacă! A fost cea mai amuzantă chestie din lume! Bine, regetul ăsta e cu siguranță ceva ce nu avem în comun. Te-am văzut în acțiune! Nu-ți trebuie reget! Știi, nu credeam că un leu poate ajuta o hienă. Da, nu toți leii sunt la fel. Kion nu credea că va ajuta vreodată o hienă, dar Jasiri a dovedit că până și dușmanii pot deveni prieteni. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați Garda Felină la Disney Junior.